Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit la horoscopul lunii decembrie. Înainte de a începe să povestim ce se va întâmpla pe tot parcursul lunii decembrie, care sunt evenimentele astrale importante care ne vor influența parcursul pe toată durata lunii lui Moș Crăciun și, bineînțeles, cum vor influența fiecare semn zodiacal în parte, vom discuta imediat în cele ce urmează. Însă, până atunci, vreau să vă rog să vă abonați canalului meu, în cazul în care n-ați făcut acest lucru deja, să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou și, bineînțeles, să mă urmăriți pe paginile mele de rețelelor de socializare, Facebook și Instagram, unde mă găsiți cu terapie prin astrologie. Dacă aveți comentarii, dacă aveți sugestii, dacă doriți să mă întrebați ceva, puteți face acest lucru fie pe una dintre paginile de rețelelor de socializare, fie la adresa de e-mail contact@aromterapieprinastrologie.ro. De asemenea, am să vă invit în secțiunea site-ului meu, în secțiunea magazin, unde găsiți toate serviciile astrologice pe care eu le pun la dispoziție pentru voi. Așadar, dragii mei, vă invit să rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla care este horoscopul lunii decembrie pentru fiecare semn zodiacal în parte. Pa, pup! Bună, dragi nativi ai zodiei Irac, și bine ați venit la un nou video pe canalul meu de YouTube, Terapie prin Astrologie. Un nou video de această dată cu previziunile astrale aferente lunii decembrie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și nodurile lunare în acest semn zodiacal. Așadar, dragilor, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale ale lunii decembrie parcursul pe luna ce urmează. Așa cum v-am obișnuit, vom împărți discuția în trei, și anume începutul lunii, mijlocul lunii și finalul lunii. Pentru voi, luna decembrie începe în sectorul prietenilor, al contextelor sociale din care faceți parte. Iar aici se află Lilith. Lilith care vă însoțește de câteva luni bune, nu mai stă foarte mult în semnul vostru zodiacal. Lilith care, așa cum v-am explicat și în videourile lunilor trecute, este umbra, reprezintă umbra, da? Luna neagră, Lilith, reprezintă umbra din hărțile noastre. Ea scoate la iveală, practic, acele răni, acele traume, acele suferințe, da? Pe care noi le-am ascuns, le-am înăbușit, le-am băgat sub preș de-a lungul anilor, iar acum ele dau năvală, da? peste noi. Așadar, în acest sector al vieții voastre se cere o vindecare. Probabil că, vorbind și de luna decembrie, de sărbătorile de Crăciun care ne împing către mai multă empatie, mai multă compasiune, poate că vă dați seama că doriți să reluați legătura cu anumite persoane din trecutul vostru, persoane care la un moment dat poate v-au fost apropiate. Și poate că a venit momentul să faceți pace. Fie vor fi persoane care vor veni către voi și vă vor cere iertare, vor dori o reconciliere, da? Ideea este că pentru voi este important să vindecați aceste răni și să nu le mai purtați cu voi în experiențele următoare și să încercați totuși să nu vă mai consumați atât de tare din punct de vedere emoțional pentru, nu știu, pentru nepăsarea altora sau pentru modul în care ceilalți aleg să-și trăiască viața. Pentru că voi aveți tendința să fiți mama răniților și să vă sacrificați tot timpul pentru a le fi bine celor din jurul vostru,
De cele mai multe ori ajungeți să vă neglijați propriile nevoi, propriile dorințe, propria persoană, da? Așa că inclusiv în rândul prietenilor voștri, chiar și în rândul prietenilor cei mai apropiați cu care poate ați rămas în legătură strânsă, chiar și în prezent, este important să vedeți ce aveți de vindecat. Poate că au fost anumite vorbe, anumite gesturi, anumite contexte în care aceștia v-au rănit, iar voi ați ezitat să le comunicați aceste lucruri, iar toate acestea au ajuns să vă prindă din urmă. Iar acesta este un context foarte bun în care să spuneți lucrurilor pe nume, dar într-un mod cât mai calm, cât mai cald, da? Într-un mod în care să-i faceți pe ceilalți să înțeleagă că v-au rănit, să puteți să înțelegeți de ce s-a întâmplat acest lucru, iar apoi să puteți merge mai departe cu sufletele împăcate. Bun. Tot la începutul lunii decembrie, pentru unii dintre voi, este posibil să se producă niște transformări importante în cadrul relațiilor amoroase din care faceți parte. Niște transformări foarte, foarte importante. Fie poate unii dintre voi vor încheia anumite relații, fie vor ieși la suprafață anumite secrete, anumite chestiuni care au fost ascunse de voi, iar acum lucrurile vor ieși la suprafață. Cum veți reuși să gestionați aceste evenimente, aceste informații, depinde doar de voi. Deși în prima fază vă pot destabiliza, din nou vorbind de luna decembrie, luna sărbătorilor, da? Când normal cu toții ne dorim să fim liniștiți, să ne bucurăm de sărbători, nimeni nu-și dorește să aibă necazuri în această lună, bineînțeles. Însă, dacă acum a venit momentul în care se iasă la suprafață anumite chestiuni care v-au fost ascunse deliberat, luați aceste lucruri ca pe niște binecuvântări ascunse, da? Ca și când Doamne, vrea să vă scoată din anumite contexte toxice, nocive, care nu vă mai fac bine și de care vă vine foarte greu să vă desprindeți, cu atât mai mult cu cât voi creați atașamente foarte puternice, chiar și simbolul dracului, da, este dat de către cleștișorii săi, da, cu care se agață strâns, de tot ceea ce înseamnă o potențială idee de familie, da, chiar dacă vă aflați într-o relație amoroasă care poate nu are niște perspective concrete, foarte clare și foarte serioase, în mintea și în sufletele voastre, totuși nutriți acea dorință și așa nevoie de a vă întemeia o familie. Prin urmare, dacă unii dintre voi veți experimenta astfel de evenimente în viața voastră în care vă veți da seama că ceva a fost ascuns de voi, ei bine, încercați să vedeți în primul rând de ce ați ajuns în postura în care să nu realizați, da, că cel de lângă voi nu este sincer cu voi, ce anume ați scăpat din vedere, poate că v-ați concentrat prea tare pe a-i îndeplini nevoile, pe a-i fi alături necondiționat, da? Încercați, vă rog mult, să începeți să vă puneți pe primul loc în propriile vieți, încercați să vă menajați sănătatea, încercați să vă menajați emoțiile. Da? Nu spune nimeni să vă transformați în niște egoiști, însă încercați pe cât posibil să conferiți o anumită maturitate modului în care vă puneți pe tavă propria persoană pentru cei din jurul vostru. Pentru că sunt persoane care nu vor aprecia și nu vă vor aprecia la adevărata valoare, iar apoi tot voi veți avea de suferit. Așadar, este datoria voastră să vă echilibrați din acest punct de vedere, iar Lilith în semnul vostru, în toată această perioadă în care vă tranzitează semnul, are ca scop exact acest lucru de a vindeca, de a aduce la suprafață toate neputințele voastre, toate aceste angoase pe care le purtați cu voi sub carapacea voastră și care vă apasă din ce în ce mai tare. Ok, haideți să vedem acum mijlocul lunii, ce aduce pentru voi. Bun. În perioada 10-11 decembrie,
luna vă va tranzita semnul zodiacal. Și va ajunge în semnul vostru imediat după ce va părăsi zodia Gemeni, unde va avea apogeul, unde va avea loc faza de lună plină. Așadar, în intervalul 10-11 decembrie, când luna vă vizitează, atenție, pentru că ea este imediat după faza aceasta de prea plin, după faza în care avem nevoie să eliberăm. Deci mijlocul lunii vine în viețile voastre pentru a vă elibera de tot ceea ce ați adunat până în prezent. Gândiți-vă că este finalul anului și aveți nevoie să vă trageți niște concluzii, să vedeți ce anume ați înțeles din toate experiențele pe care le-ați trăit. Sunt convinsă că nu a fost un an ușor pentru voi, pentru că Lilith v-a însoțit la tot pasul și energia sa, energia lunii negre, este una apăsătoare, este una tensionată, da? Însă vreau să cred că ați înțeles ce trebuie din toate aceste experiențe și că veți încerca să aduceți o schimbare mult mai profundă în modul în care vă gestionați emoțiile și trăirile față de cei din jurul vostru. Iar mijlocul lunii decembrie, când luna, practic, intră în contact cu luna neagră Lilith, cu partea întunecată, da? Va scoate și mai tare la iveală trăirile de la începutul lunii, da? Deci pentru cei dintre voi care la început de lună vă regăsiți în postura în care să aflați anumite lucruri legate de partenerii voștri care v-au fost ascunse sau chiar de copiii voștri, atenție, poate fi vorba și de relația cu copiii, poate că aceștia v-au ascuns niște lucruri până în acest moment, iar ele vor ieși la suprafață la începutul lunii decembrie. Mijlocul lunii, însă, v-am zis, vine ca sub o formă de eliberare emoțională pentru voi. Aveți nevoie să scoateți la suprafață și efectiv să vă manifestați emoțiile, da? Astfel încât să vă puteți curăța, să vă puteți vindeca. Deci, mijlocul lunii este ușor, este și mai tensionat decât începutul lunii. Din această perspectivă, emoțional vă simțiți copleșiți, apăsați, anxioși și agitați, da? Pentru că simțiți că are loc o transformare profundă în viața voastră și acest lucru vă agită, da? Pentru că voi tindeți spre stabilitate foarte, foarte mult și orice interferează cu acest sentiment vă creează o stare de panică. Dar lecția voastră este fix aceasta, de a învăța cum să vă descurcați și cum să supraviețuiți, inclusiv în astfel de contexte imprevizibile, da? Din punct de vedere relațional. Așa că încercați de asemenea să vă ascultați intuiția, pentru că ea vă este sporită pe toată durata parcursului lunii prin semnul vostru zodiacal, partea aceasta de visare, de imaginație, de intuiție, de extrasenzorialitate vă este amplificată. Atenție chiar și la visele pe care le aveți în intervalul menționat, și anume 10, 11, 12 decembrie, și vedeți ce anume vi se transmite pe această cale. De asemenea, mulți dintre voi își vor găsi liniștea și pacea, ca să spun așa, în sfera aceasta spirituală, religioasă. Pentru unii dintre voi, poate că, nu știu, o mare parte dintre voi țineți postul Crăciunului, dar cumva vă conectați mai profund la tot ce înseamnă partea de divinitate, de spiritualitate, vă conectați cu intuiția și cu vocea voastră interioară, da? Așa că veți putea echilibra tensiunile și energiile mai puțin plăcute ale începutului și ale mijlocului lunii decembrie prin conexiunea pe care voi o aveți cu partea aceasta de divinitate. Vă va ajuta foarte mult să vă liniștiți și să vă echilibrați. Finalul lunii decembrie pentru voi este ceva mai liniștit,
spre deosebire de mijlocul și de începutul lunii, însă tensiunile în ceea ce privește posibilele transformări din viața voastră, atât la nivel relațional, cât și la nivelul planului profesional pentru cei dintre voi, poate că a venit momentul să schimbați ceva din punct de vedere profesional, din punct de vedere al carierei voastre. Poate că acest final de an vine către voi cu această dorință de a vă crea noi perspective începând cu anul 2023 în legătură cu planul vostru profesional, în legătură cu menirea voastră, cu vocația. Poate că mulți dintre voi v-ați surprins că, nu știu, au trecut ani de zile în care ați stat la același loc de muncă și ați făcut aceleași lucruri în mod repetitiv, fără să puteți investi pasiunea în ceea ce faceți, dar și fără a vă găsi scopul concret. Așa că finalul lunii decembrie s-ar putea să vină cu aceste gânduri, cu aceste întrebări ceva mai profunde legate de scopul vostru în viață, de menirea voastră, care este de fapt vocația, la ce sunteți voi buni cu adevărat, pentru ce ați venit voi aici, să faceți ce, da? Deci, finalul lunii vine, posibil să vină cu acest tip de energie, cu aceste întrebări și este bine să le acordați atenție, să reflectați asupra lor, să vedeți dacă persistă, înseamnă că trebuie luate în serios și trebuie cumva să le acordați o atenție mai mare, astfel încât să încercați să vă îmbunătățiți calitatea vieții voastre, atât din punct de vedere relațional, cât și din punct de vedere profesional. Întotdeauna este loc de mai bine, nu uitați acest lucru. Pe parte de comunicare la finalul lunii, am să vă rog să aveți grijă, pentru că este posibil să fiți epuizați, să fiți obosiți, să fiți agitați și cu pregătirile, cu siguranță că și pregătirile de sărbători vă vor consuma destul de tare. Mare atenție la oboseală, încercați să nu vă epuizați, da, din acest punct de vedere. Și, de asemenea, pe cât posibil, căutați-vă metode prin care să vă relaxați, astfel încât să nu vă vărsați supărările pe cei din jurul vostru, mai ales în preajma sărbătorilor, da? Bun, dragilor, acestea au fost informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură cu energia zodiei RAC pentru luna decembrie. Acum vreau să extrag mesaje din cărțile Oracol și voi începe cu cărțile Oracol ale Arhanghelului Metatron. Vreau să văd ce mesaj sau ce mesaje are acest minunat Arhanghel pentru toți cei dintre voi care aveți legătură cu zodia RAC în luna decembrie. A căzut o carte. Și este cartea telepatiei. Nu ai întotdeauna nevoie de cuvinte pentru a te face înțeles, deoarece ești apt să comunici prin intermediul telepatiei cu oamenii din jur și mai ales cu o anumită persoană. Ți se va cere în curând ajutorul într-o situație specială. Dar simt că este vorba și despre a cere ajutorul, de a învăța să ceri ajutorul atunci când simți că ești copleșit, când simți că ești depășit de o anumită situație, de un anumit context. Învață să ceri ajutorul. Da? Deci foarte obișnuit să-ți oferi ajutorul celorlalți. Dar cu siguranță ai și tu momentele tale în care ai nevoie de ajutor și ți este mult prea greu să faci acest lucru. Da? Învață să faci acest lucru chiar și la nivel telepatic. Cu siguranță sunt persoane apropiate ție cu care poți comunica în acest fel. Să vedem acum și mesajele oracolului celor patru legăminte ale lui Don Miguel Ruiz. Ok, am pus la o carte, să vedem dacă mai este. Au căzut multe cărți. Bun, o să mă opresc la cea care a căzut, care a sărit din pachet și care face parte din legământul nu face presupuneri inutile. Devino conștient de presupunerile tale inconștiente. Noi facem presupuneri rapide și inconștiente, cel mai adesea pentru că am făcut un legământ de a acționa în acest fel. Am acceptat faptul că nu este sigur să punem întrebări și pornim de la premisa că dacă oamenii ne iubesc, ar trebui să știe ce dorim sau ce simțim. Atât de tipic. Ție. Da? Oricât de bine
ne-ar cunoaște familia noastră, oamenii cei mai apropiați, niciodată nu vor ști cu precizie ce se află în interiorul nostru. De aceea comunicarea este extraordinară pentru oricare dintre noi, cu atât mai mult pentru voi care sunteți, din punct de vedere emoțional, sentimental, sunteți firi preponderent introvertite. Iar acest lucru în timp nu vă face bine, da? Vă poate afecta chiar sănătatea corpului fizic, pentru că tot ce se întâmplă la nivel interior ajungem să somatizăm în timp. Așadar, vă rog să fiți mult mai atenți la acest aspect din viața voastră și să nu mai trăiți în scenarii făcute în mintea voastră, să nu mai faceți presupuneri inutile și dacă aveți un dubiu, dacă aveți o nelămurire, fie puneți mâna pe telefon și sunați persoana respectivă și o întrebați direct, fie dacă vă vedeți față în față cu acea persoană, abordați subiectul direct și spuneți lucrurilor pe nume. Bun. Dragilor, acestea au fost informațiile astrologice, dar și mesajele cărțile Oracol pentru toți cei dintre voi care aveți legătură cu Zodia Rac pentru luna decembrie. Dacă mi-ați rămas alături până la finalul acestui video, eu vă mulțumesc din inimă și vă invit să mă ajutați cu un like și cu o distribuire a acestui video tuturor celor cărora credeți că le-ar fi de folos în următoarea perioadă. Și dacă rezonați cu ceea ce fac eu, vă invit să vă abonați canalului meu și bineînțeles să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Vă doresc ca luna decembrie și ca sărbătorile de iarnă să vă binecuvânteze cu multă, multă sănătate, cu multă putere interioară, cu bucuria de a petrece sărbătorile alături de cei dragi vouă și, de ce nu, Moș Crăciun să fie cât mai generos cu voi. Pe data viitoare, dragilor, vă pup și vă îmbrățișez. Pa, pa!